Dimineața! Astăzi, în prima parte a zilei, s-ar putea să nu fim în cele mai bune toane. Ulterior însă, ne îndreptăm atenția către strategii și planuri realiste. În plus, avem o imensă putere de convingere și obținem avantaje răsunătoare. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Chiar dacă te trezești morocănos, vestea bună a zilei este că ai susținere astrală pe plan financiar, cu condiția să te organizezi mai bine. Mulți nativi pot fi acum promovați. Taur! Dimineață vezi mai degrabă partea goală a paharului. Ulterior îți vei aloca timp să te gândești la proiectele în care vrei să investești. Gemeni, ești mai degrabă prins în gândurile tale și nu ești cea mai plăcută companie. Cu cât trec orele, însă te focusezi tot mai mult pe rezultate concrete, pe succes și chiar ești apreciat pentru expertiza ta. Rac, emoțiile tale sunt atât de intense în prima parte a zilei, încât te dau nițel peste cap. În cuplu, dar și în asocierile de business, diplomația este aruncată în aer și se pare că mulți raci pun la cale un plan secret de atac. Leu, cei mai mulți nativi sunt cu gândul la cum și-ar putea crește încasările. Poate că nu este o idee rea să faci un discount la produse sau la serviciile tale, mai ales dacă lucrezi pe cont propriu. Fecioară, chiar dacă ai și câteva momente când ești mai prost dispus, pe plan profesional dai dovadă de foarte multă determinare și îți analizezi situația dintr-un unghi foarte realist. Balanță, chiar dacă în familie e scântei și se poate ajunge chiar la discuții nu tocmai plăcute, la finalul zilei vei constata că au fost productive și au declanșat o schimbare. Scorpion, chiar dacă de dragul aparențelor ai păstrat tăcerea, universul are alte planuri pentru tine și te aduce în mijlocul unor discuții foarte intense și sincere. Vedem dacă prieteniile rezistă. Săgetător, niciodată nu te-ai simțit mai pregătit să îți urmezi obiectivele financiare. Vrei ce ți se cuvine, asta cu atât mai mult cu cât în zilele trecute lipsa banilor te-a pus într-o situație incomodă. Capricorn, mai mult ca sigur ai avut planuri super ambițioase, dar te-ai confruntat pe aici pe acolo cu tot felul de obstacole. Acum ai mai multă susținere să îți întinzi aripile. Vărsător, este foarte posibil să anulezi niște întâlniri și vei petrece mult timp făcând tot felul de investigații care au mai ales legătură cu chestiuni ce țin de trecut. Pești, conexiunile super intense sunt la ordinea zilei și tocmai persoana la care te aștepți cel mai puțin ar putea fi astăzi pe aceeași lungime de undă cu tine. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim!